Salut, dragilor! Mă bucur să ne întâlnim și pentru cei care sunteți noi aici pe canalul de la IDU, bine ați venit! Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și astăzi vreau să vă arăt o funcție care este implementată în Google Meet. Am fost întrebat de câteva persoane aici pe canal cum pot să fac să schimb fundalul, cum pot să schimb cadrul ăsta în care sunt când sunt într-o conferință video folosind Google Meet. În Google Meet există funcționalitatea prin care pot să schimb fundalul și să scot plictiseala asta din spatele meu sau să nu afișez ceva ce nu îmi place foarte mult să fie văzut în cadru când sunt în Google Meet. Am deschis Google-ul și aici sunt autentificat cu contul de la IDU. Deschidem partea de aplicații și Google Meet-ul. Nu repet tutorialul de Google Meet. Dacă nu l-ați văzut până acum, aveți link-ul aici sau în descriere. Vă arăt doar funcționalitatea asta de fundal, cum să o schimbăm. Am deschis pagina de la Google Meet. Și avem aici butonul de întâlnire nouă. Deschidem întâlnire nouă, începe o întâlnire instantanee. După cum vedeți, mi se deschide aplicația de Google Meet. Și acum să trecem la funcționalitatea pe care mi-o pune la dispoziție Google Meet-ul. Avem aici în dreapta jos mai multe opțiuni, dăm click pe cele trei puncte și avem modifică fundal. Înainte să modific fundalul, dacă nu vreau să-l schimb, ci doar să nu se vadă ce am în jurul meu, avem opțiunea să-l blurăm, adică să-l facem cumva să nu mai fie clar. Și în momentul ăsta, dacă vă uitați, tot ce am în spate nu mai este clar. Poate să fie și mai puternic, astfel încât să vede doar persoana mea în cadru și nu se mai vede nimic în spate. Ăsta este blur, așa se cheamă funcția asta. Dar pot să vin și să-mi aleg o imagine. Acum nu este cea mai clară delimitare între capul meu și fundal, dar pur și simplu nu se mai vede nimic în spate. Așa sunt niște imagini care mi le pune la dispoziție Google Meet-ul dacă vreau să folosesc una din ele. Dacă nu vreau să mai afișez nicio imagine, dezactivăm fundalurile. Dar acum, fiind într-o conferință video și vreau cumva să fie mai oficial, m-ar găsi la birou, dăm click aici și am pregătit niște imagini personale și spun OK, încărcăm imaginea de la birou. Și acum, dacă mă sună prietenii și spun Mihai, hai la o bere, spun bă, îmi pare rău, sunt la birou și nu pot să lipsesc pentru că sunt singur pe aici și se vede dacă plec. Asta este o variantă. Dacă nu-mi place varianta asta de office și vreau să mă simt cumva liber și neîngrădit, deschidem aici o poză și acum sunt pe o terasă în Sighișoara și mă simt foarte bine pentru că este soare și cald afară. Mai este și varianta în care vreau să mă laud la prietenii mei și acum încărcăm o poză și să fim undeva departe și să spun oameni buni, nu pot să vin la bere pentru că sunt pe plajă în Maldive, dar când o să revin o să dau un semn de viață. Când m-am plictisit de fundaluri, dezactivăm și închidem fereastra. Dragii mei, cam asta este funcția de schimbat fundalul în Google Meet. Dacă aveți ceva întrebări, lăsați-le sau adresați-le în secțiunea de comentariu și vă răspund cu plăcere. Vă doresc zile minunate și mult spor la treabă în online. Ciao, pa!